În urmă cu, nu știu, câteva 20 de zile, 2-3 săptămâni, primesc târziu un mesaj pe Facebook de la o tânără care a fost în școala de lideri din Ardeal timp de 4 ani. Pe tot parcursul liceului. Și îmi scrie așa: Gelu, a murit tata. Nu pot să-ți descriu ce simt. Tatăl ei avea 49 de ani, a participat la o înmormântare a unei persoane de 60 de ani care avea coronavirus, a luat coronavirus după acea înmormântare și la 49 de ani, sănătos tun, un om de 1,85-1,90, fără comorbidități, în câteva săptămâni se stinge. Copilul distrus, neînțelegând nimic. Asta e o primă scenă. Doua scenă este istorică. Probabil că ați auzit de Elie Wiesel. Elie Wiesel este un bănățean evreu, dar care a plecat repede din România în timpul celui de-al doilea război mondial. De fapt, la 15 ani, este câștigător al premiului Nobel. La 15 ani, Elie Wiesel este dus în vizită forțată la Auschwitz. Nu și-a dorit să viziteze Auschwitz, nu în perioada aceea, nu prin 42-43. Acum te duci. Așa e, vizită culturală, dar nu în 42. Așa că Elie Wiesel vizitează Auschwitz ca evreu, în cea mai neagră perioadă. Era la limita de vârstă. Dacă era mai tinerel, nu trecea de cum se numește, dar de prima selecție, să zicem așa, când scăpau de copii și de cei în vârstă și trimiteau la dușuri. Elie Wiesel vede acolo la Auschwitz, vede o scenă care îl marchează teribil toată viața. Și îl pune pe o direcție, îl pune pe direcția pe care a fost apoi, ca a devenit un jurnalist de cea mai înaltă clasă, un scriitor, filozof. Ce vede? Vede un copil de 12 ani care întâlnește un olandez ce căra niște bagaje grele. Și știți cum sunt copiii mici? Vor să ajute! Știi, văd un adult că se chinuie și vor să ajute și ei cu ce pot. Nenea, te pot ajuta! Ajută-mă, frate! Îl ajută pe acel olandez să transporte niște arme. Olandezul este prins de ofițerii SS și adus în lagăr, copilul de asemenea, și sunt executați prin spânzurare. Elie Wiesel descrie scena aceasta. Sunt adunați toți evreii ca să vadă ce pățește cineva care îndrăznește să organizeze o revoltă și sunt puse trei spânzurători pe un mic eșafod. Trei scăunele, sunt legați cei trei și în timp ce olandezul, o a doua persoană adultă, pentru o crimă similară condamnată. Și copilașul de 12 ani, când în timp ce sunt legați și li se pune ștreangul la gât, înainte de a fi executată sentința, din mulțime se aude o voce de mamă care strigă: Unde este Dumnezeu acum? Și sentința este executată. Scaunele sunt trase de sub picioarele celor trei. Cei doi adulți mor repede. Doar că cel mic, băiatul firav de 12 ani, nu avea greutatea necesară să-și rupă gâtul din căzătură. Așa că a fost o scenă teribilă, de nedescris, ce îl marchează pe viață pe Elie Wiesel. Acea zbatere teribilă a copilului, care căuta prin zbaterea aceea să rezolve odată problema cu viața. Și în timpul zbaterii, care a durat, în timpul zbaterii,
Se aude din nou aceeași voce. Unde este Dumnezeu acum? V-am adus în față două situații limită. Când întâlnim moartea totalmente nedreaptă. Și vreau să vorbim în această ocazie despre criză sau despre crize. Crizele sunt generate, pot fi generate de factori externi și atunci e teribil că nu e sub controlul tău. Pur și simplu te trezești într-o situație limită. Să fie vreu în Germania în 39. Ce vină ai? Sau rom sau intelectual în Germania 39. Ce vină ai? Sau să fii... unde la Lisabona, da, asta a fost de mult. Nu, dar a fost în insulele Hawaii, acel tsunami, acum vreo 15 ani, când au murit 200.000 de oameni. Să fii acolo pe insulă în vacanță și să vină acel cutremur. Ce vină ai? Sunt situații care nu țin totalmente de tine. Bun, să presupunem că tu supraviețuiești, dar drama pe care o trăiești după ce supraviețuiești, când cei de lângă tine dispar, este teribil de suportat. Cel care s-a dus, dar cel care rămâne trăiește o dramă. Deci sunt factori externi care generează criză. O criză generată extern ne poate distruge, pur și simplu, sau poate o fi oportunitate de creștere. Un al doilea gen de criză este cea de care vorbesc psihologii și aici vi-l aduc înainte pe Eric Erickson. Și anume, crizele din procesul natural de dezvoltare. El spune că sunt 8 crize de-a lungul vieții, pe care doar dacă le gestionăm cum trebuie, ajungem să ne maturizăm. Nu o să facem oră de psihologie, nu o să trec prin ele, vă dau doar două exemple. De exemplu, în copilăria timpurie, până în 3 ani, copilul trece printr-o criză autonomie versus rușine. Doar dacă o gestionează cum trebuie și nivelul de rușine de care are nevoie să supraviețuiască se instalează, va fi acceptat în societate și va fi ok. Apoi, vârsta jocului, între 3-6 ani, inițiativă versus vinovăție. Și așa mai departe. În cele din urmă, spune, ultima criză pe care trebuie să o gestionăm este la vârsta senectuții, peste 65 de ani, integritate corporală versus disperare și dispariție. Bun. Spune el că doar dacă la fiecare etapă a vieții reușim să gestionăm cum trebuie crizele, vom fi oameni deplini, maturizați, ce pot trece cum trebuie și echilibrat prin viață. Destul cu partea asta. Vreau să vedem acum cum este cu criza în Biblie. Care sunt sfaturile pe care le oferă Sfânta Scriptură în domeniul acesta? Cum au supraviețuit, cum au trecut oamenii Bibliei peste momente de genul acesta? Știți că Apostolul Pavel vorbește la un moment dat că există întristări care ne duc spre moarte, spre distrugere și întristări care ne duc spre viață. Este în domeniul literaturii un critic literar numit Virgil Podoabă, care spune că are teoria experiențelor revelatoare, care spune că orice mare capodoperă a lumii s-a născut dintr-o criză, când omul a avut o experiență revelatoare. Și așa că ce încearcă el să argumenteze este faptul că crizele prin care trecem au valoare dacă știm cum să le gestionăm. Și acum, destul cu teoriile, haideți să ne ducem în Biblie. Vă invit să deschidem Biblia cu mine în Psalmul 13. Știe cineva pe de rost Psalmul 13? Nu mă aștept să-l știți, dar e o curiozitate a mea. Știe cineva despre ce e vorba în Psalmul 13, fără să deschide Biblia? De ce pun întrebarea asta? E un psalm peste care, știți cum trecem pe lângă el? Ca acceleratul prin gară. Trecem pe lângă psalmul acesta pentru că creează disconfort. Eu încă n-am întâlnit copil care să știe psalmul 13 pe de rost. Eu încă n-am întâlnit părinte care să-și pună copilul să recite psalmul 13. Bine, în programul psalmul sabatului, îl vor învăța, da? Dar în mod natural, părintele spun, învață psalmul 1, învață psalmul 15, da? Doamne, cine va locui în cortul tău? Învață psalmul 23, învață psalmul 91, 117. Sunt psalmi pe care copiii adventiști sau creștini din întreaga lume îi cunosc.
Sunt câțiva psalmi pe care știm cu toții. Ei, dacă e vorba de psalmul 13, nu prea ne vine să-l învățăm pe de rost. Și haideți să învățăm, să vedem de ce. Vorbeam de criză. Îl întâlnim în psalmul 13 pe omul lui Dumnezeu, David, într-o criză. Și vom învăța din acest psalm cum a gestionat el situația limită în care se află. Începe așa. Până când, Doamne? Până când mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de la mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, să n-adorm somnul morții, să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit, să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Vă place? Nu e confortabil. Nu asta cânti într-o poezie. Nici nu pui pe versuri să cânti, pentru că psalmii erau cântați la templu. Nici asta nu pui pe versuri. Nu scrii versuri la o piesă corală. Nu va cânta voce, am văzut că ați spus voce. A cântat voce la Grenel, la deschiderea serviciului divin, nu? Nu va cânta voce psalmul acesta. Niciodată. Și cu toate astea, David scrie, citiți și psalmul 6, care este pe aceeași linie. Nu știm exact în ce situație de criză era. Fie în situația în care era urmărit de propriul lui copil. Imaginați-vă faza. Urmărit de propriul tău copil, război cu propriul tău copil. Știm din contextul psalmului cu siguranță că era vorba de război. Și el se temea pentru integritatea lui corporală, se temea să nu-și piardă viața. Dar cum spui așa ceva, frate pastor? Dar imaginea noastră despre David, creată de instructoarele de la școala de sabat și de pastori prin frumoasele povestiri pe care le-am auzit, este de un mare viteaz care iese cu pieptul dezgălit, se bate cu leul, numai cu parul în mână, fără pistol, fără armă mitralieră, fără sabie, se luptă cu leul și cu ursul. Se bate cu Goliat, dă cu pietre după Goliat. Asta e imaginea noastră despre David, neînfricat. Ei, ne lasă în psalmul 13 și în psalmul 6 să privim în intimitatea lui, să vedem ce se întâmplă în sufletul lui cu adevărat înainte de un război. Pentru că a fi curajos nu înseamnă să nu te temi, nu înseamnă să... A fi iresponsabil înseamnă să nu te temi. A fi curajos înseamnă să acționezi în pofida fricii, să birui frica și te duci înainte. Dar ce se întâmplă cu noi când suntem în criză? Uitați-vă, vă rog, la versetul 1. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Vă întreb, care este valoarea de adevăr a acestei afirmații? Chiar aștept un răspuns. Credeți că poate spune David, prin experiența de viață pe care a avut-o și pe care o cunoașteți, omul după inima lui Dumnezeu, poate spune despre sine că a fost uitat neîncetat, adică în formă continuată de Dumnezeu? Credeți că e drept să spui așa ceva? În situația experiențelor de viață a lui David? Mi se pare un neadevăr total. Era ultimul om care putea spune că Dumnezeu l-a uitat neîncetat. Ultimul om care putea spune așa ceva. 2. Până când îți vei ascunde fața de la mine? Știți ce face David când dă de criză? Scrie psalmul ăsta ca este o rugăciune de noapte. Era probabil pe câmpul de luptă. Îl văd nervos, obosit, întunecat. Îl vede Ioab, generalul lui, îl vede marele preot. Nu se duce să se consilieze cu nimeni. Asta e prima lecție pe care o învățăm. Nu că nu-i bună consiliere, este foarte bună. Dar în cazul lui, nu se duce la consiliere, nu se duce la nevastă. Pentru că atunci când ești nervos și supărat, vorbește gura fără noi, spunem noi. Cortexul prefrontal este anulat. Partea rațională a noastră nu funcționează. Nu vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți cu partenerul de viață, cu iubitul sau iubita, da? Când sunteți nervoși, să spuneți cuvinte pe care le regretați și după aia îți dai seama că a vorbit gura fără tine și regreți după ce te calmezi așa după 5 minute. Asta pățește David. Nu se duce să se descarce pe nevastă sa, nu se duce să urle la generalii lui. Știți că un rege când se înfuria cădeau capete, adică oamenii erau mai scunzi cu 20 de centimetri. Nu face chestia asta. Se duce în cortul lui, se pune pe genunchi și se descarcă înaintea lui Dumnezeu. Asta e o primă lecție în seara asta. Dar se descarcă înaintea lui Dumnezeu așa cum se descarcă înaintea oamenilor. Spunând, practic, un neadevăr, la nervi spunem așa ceva. Până când, Doamne, mă uiți neîncetat? Ei, cum să te uite Dumnezeu neîncetat? Dar pe măsură ce se roagă, se calmează. Pentru că valoarea de adevăr a următorilor afirmații este mereu crescândă. Observați, până când îți ascunzi fața de la mine,
Până când voi avea sufletul plin de griji. N-am ce spune, e clar că e sufletul plin de griji, inima plină de necazuri. Până când se va ridica vrășmașul meu împotriva mea. Și iată contextul războiului. M-am întrebat, de ce se teme David de moarte? Am studiat cum se petreceau războaiele în antichitate. Suntem în mileniul 1, înainte de, la începutul mileniului 1 înainte de Hristos, adică prin anii 1000. 980, 960, nu știm exact anul psalmului, dar în perioada aceea, 1950 înainte de Hristos. Deci cu 3 milenii în urmă suntem. Știți cum se petreceau luptele atunci și de ce se temea David? Când două armate veneau față în față, 10.000 de oameni cu 10.000 de oameni, prima dată, care era prima armă folosită? Arcul cu săgeată. Cei mai dibaci știau să înmoaie vârful arcului în otravă, în așa fel încât să te stingi până seara, chiar dacă nu ajunge să te străpungă în părți vitale. Și istoricii vremii spun că atunci când începea un război și cele două armate se aliniau una în fața celelalte, se lua lumina. Pentru că un nor de 3.000 de săgeți dintr-o parte, 3.000 de săgeți din altă parte, la 30 de secunde, da? Zbura un nor prevestitor negru de moarte, nu se mai vedea soarele. Și săgețile acelea cădeau la întâmplare. Dacă erai erou și nu erai ca generalii ruși în al doilea război mondial, care stăteau în spatele armatei și îi împușcau pe ei lor dacă îndrăzneau să se retragă, dacă era un om cum era David sau Ioab, omul ăsta era în fruntea armatei. Era în fruntea armatei cu sabia în mână. Când vin 3.000 de săgeți spre tine, dacă ești rege și ești pe un cal mai deosebit, evident că pe tine te ținte primi. Când vin 3.000 de săgeți spre tine, spune-mi, te rog, cine și ce te mai protejează? Se ascundeau după un scut. Știți cum era scutul ăsta? Ați văzut la nunți pe vremuri în România, aduceți-vă aminte, că era oala aia mare de sarmale, care avea un capac așa mare. Știți dimensiunea la care mă refer? Așa arăta un scut. Nu puteai folosi un scut mai mare. Au folosit romanii mai târziu, care luptau în grupuri, grupat prin anumite strategii, dar nu puteai ține un scut mai mare, pentru că trebuia să-l ții de dimineața până seara în mână, și dacă era foarte greu, încearcă să ții doar Biblia în mână 10 minute așa și vezi ce te doare mâna. Așa că nu putea fi foarte mare scutul ăla. Se ascundeau după scut și se rugau să nu-i lovească. Când vin 3.000 de săgeți spre tine, fratele meu, de unde să știe săgeata aceea că tu ești marele erou David? Vine spre tine, da, hazard, 3.000 de săgeți. Vine spre tine și, a, tu ești David, nu intru în tine. Și te ocolește și intră la din spate. Nu există chestia asta. David este conștient de asta. Este conștient că de fiecare dată când pleacă la luptă, trebuie să sărute nevasta și copiii, că s-ar putea să fie ultima dată. Este conștient că viața lui ține totalmente de Dumnezeu, nu de vitejia lui. Că în bătălia cu arcul nu contează cât de bine știi să dai tu cu sabia. Nu, este irelevant cât de viteaz ești. Și în contextul acesta, aduceți-vă aminte din Biblie. Știți cum a murit Ahab? Încercați să vă aduceți aminte. Spune Biblia că erau în luptă, da? Evrei erau în luptă, cred că cu filistenii. Și unul din armata inamică mai avea și el o săgeată, pentru că săgețile s-au tras. Dar spune Biblia că a tras unul la întâmplare. Faptul că spune că a tras la întâmplare vă spune că e un soldat foarte bun sau nu? Era unul dintre cei care nu știau să țintească bine și mai avea săgeți. Nimeni nu mai avea săgeți, numai el. Că era pe la mijlocul luptei. Nu știa să tragă bine, își pune săgeata și trage și el la întâmplare. La întâmplare. Și l-o moare pe regele lui Israel. Așa moare Ahab. La întâmplare. Acum imaginați-vă să fii rege, să te duci în luptă. Să te duci în luptă, să vină 3.000 de săgeți spre tine și tu să fii în fruntea armatei, nu în spatele armatei. David știe că poate muri, așa că se teme. O a doua lecție este, da, e ok să mă tem de pericol, dar nu să nu mă opresc aici. Atunci când nu ne temem deloc, când teama dispare, e o dovadă de mare irresponsabilitate. Aici vreau să vă povestesc o situație. Am avut un concert la Târgu Mureș cu Amicus pentru un tânăr care a trăit următoarea experiență. Prietenul lui și-a cumpărat o mașină. Un Audi A3, pe benzină, avea vreo 100 și ceva de cai, 130 de cai. Dar n-a fost mulțumit. S-a dus să-i facă stage 1, adică s-a dus la tuning și l-a urcat la vreo 190 de cai putere. La 18 ani, mașină de 190 de cai, micuță A3, nu-i mașină mare, da? Micuță,
ca să aibă ce călca pe coadă. Și l-a chemat pe băiatul despre care vă povestesc și pe încă unul, și-a chemat doi prieteni să probeze mașina. Și, dragii mei, nu pe autostradă, cum sunt multe prin Franța, la noi sunt mai puține, ci pe drum de ăsta național cu două benzi, aveau 180 la oră. Când băiatul de care vă zic stătea în spate, pe bancheta din spate, și-a pus imediat centura, cel din față și-a pus centura și temeau, mai ales ăsta din spate. Și cel din spate îi spune, auzi, las-o mai moale. Și șoferul la 180 se întoarce spre el și îi spune, n-ai încredere în mine. În momentul în care s-a întors spre el, la 180 la oră, foarte repede trece drumul, a mișcat volanul numai un pic. Și ăla a fost ultimul moment al existenței lui. Au intrat într-un pom. Cei doi din față au murit instantaneu, cel din spate a fost distrus. Făcut bucăți, dar a supraviețuit. Paralizie. Și povestește el. Povestește următoarea fază. Au venit la descarcerare, mașina făcută zob, au venit cei de la smurt și aude cum discutau medicii între ei. Lăsați-l că moare, nu are nicio șansă. Și căutau să ajungă la un consens în direcția asta, exprimau faptul că nu are nicio șansă. Dar un medic care înțelegea bine ce face, a zis, sau asistent medical, unul din oamenii de la smurt a zis, și asta i-a rămas lui în minte. Asta a fost ultimul gând cu care a intrat în comă. Nu, băiatul ăsta va trăi. Și cu acest ultim gând, băiatul ăsta va trăi, el adorme și intră în comă. Intră în comă, nu mai știu dacă, parcă 3 luni a fost în comă. Mama lui, disperată, a stat lângă el la spital și medicii spuneau, Doamne, nu vă faceți speranțe. Dacă va ieși din comă, cumva prin minune, va fi legumă. Adică foarte puțin probabil că mintea lui va mai funcționa cum trebuie, iar din punct de vedere al mișcărilor va fi limitat toată viața. Așa că nu vă faceți speranțe. Ideea este că după 3 luni el iese din comă și cu o ambiție de fier începe o luptă, iese din comă sănătos totalmente mental. Și iese, are o ambiție teribilă pentru a se recupera. Când l-am întâlnit noi, avea deja un an de zile de recuperare. Nu puteam merge, dar se ridica în picioare și făcea recuperare. Foarte ambițios. Și noi am strâns bani ca să-și continue recuperarea, care e foarte scumpă. Ok, de ce v-am spus toată chestia asta? Mă refer la șofer. Șoferul totalmente iresponsabil, fără teamă. Ești fără teamă. Ești fără teamă atunci când încă mintea nu-i coaptă. Dar dacă ești maturizat, ești matur și mintea este funcționează cum trebuie, știi că e pericol și te temi de pericol, te temi de moarte, te temi de mașină. David se teme de moarte, este conștient. Nu zice, eu sunt cel mai tare din Israel, este un viteaz mai mare decât mine. Fără frică înainte. Tremură David înainte de luptă, tremură. Nu mi-a venit să cred când am citit Psalmul 6 și Psalmul 13. Nu mi-a venit să cred văzându-l pe David tremurând înaintea lui Dumnezeu și strigând. M-am săturat până când necazuri, până când lupte. Dă lumină ochilor mei să n-adorm somnul morții. De aici am spus că se teme de moarte, din versetul 3. Pur și simplu îi cere lui Dumnezeu, Doamne, mă tem că mor, înțelegi, mă tem că mor mâine. Tot din Biblie știm că în fiecare primăvară, spune Biblia, când ieșeau împărații la război. Asta înseamnă că ani de zile au avut 10 de războaie prin care a trecut și a pus viața în pericol în 10 de războaie. Și era sătul. Să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit. Lasă că mor eu, dar când în antichitate te biruia cineva, însemna că Dumnezeul lui e mai tare decât Dumnezeul tău. Asta e Psalmul 13. Și am încercat să văd care e comportamentul lui David și ce face David în tumultul ăsta sufletesc, când se teme de moarte. Se duce înaintea lui Dumnezeu, se închide în cort, începe să se roage. Și dragii mei, intenționat, m-am oprit la versetul 4. Știți cum se încheie psalmul? Haideți să vi-l mai citesc o dată ca să înțelegeți ce se întâmplă, minunea care se întâmplă în sufletul lui. Pentru că David încheie psalmul ca și cum ar fi altul, din alt context. A greșit cineva când a numerat toată psalmii. Da? Începe așa. Până când mă uiți? Până când îți ascunzi fața de la mine? Sufletul plin de griji? Răspunde-mi, Doamne, dă lumină ochilor mei să n-adorm somnul morții, să nu zică vrășmașul meu l-am biruit. Versetul 5. Eu am încredere
în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, cânt Domnului căci mi-a făcut bine. Wow! Adică, observați ce se întâmplă aici? Rup toată tensiunea aceasta pe care o construiește, se rupe dintr-o dată. Vreau să vorbesc în ocazia asta despre puterea rugăciunii în criză. Pune-te pe genunchi, dar nu așa cum ne rugăm la masă. Asta nu e rugăciune. Adică, Doamne, îți mulțumim pentru aceste daruri de mâncare, te rugăm să o binecuvintezi. Amin. Cât am văzut? 3 secunde. Și suntem și noi ca Daniel, ne rugăm de trei ori pe zi ca Daniel. Și le însumăm în 9 secunde pe zi. Nu? Nu asta e rugăciunea. E o rugăciune de o noapte pusă în versuri după ce experiența trece. Este o experiență revelatoare pentru el. Pentru că înțelege că se întâmplă o minune acolo pe genunchi. Imaginați-vă șocul pe care îl simte Ioab și marele preot când îl văd ieșind, fluierând de acolo, sunt cu inima veselă, când Domnului din pricina mântuirii tale. Ce s-a întâmplat acolo în corp? Ar zice lumea că e bipolar. Cum adică? Ce s-a întâmplat în corp? S-a rugat toată noaptea. Până când Dumnezeu face minunea schimbării stării. Prin intermediul rugăciunii în criză, prin intermediul rugăciunii, noi putem cunoaște schimbări autentice. Pentru că rugăciunea serioasă și conexiunea aceasta cu Dumnezeu pe termen îndelungat în timpul crizei, adică nu te ridici de pe picioare până când ai răspunsul, la asta mă refer, produce o minune a schimbării stării, din nervozitate. Nervozitatea se transformă în calm. Relațiile disfuncționale, da? Dacă ai relații disfuncționale, dintr-o dată vezi rezolvare. Păi oameni buni, am găsit atâtea biserici cu oameni certați de 30 de ani. După ce citesc psalmul ăsta, știți care e concluzia mea? Oamenii în ultimii 30 de ani nu s-au rugat niciodată de adevăratele. Pentru că dacă stai pe genunchi suficient, găsești soluțiile rezolvării conflictului. Se întâmplă minunea schimbării stării tale interioare. Te duci tu și cauți să rezolvi criza, dar nu stai 30 de ani în tensiune. Sau 20, sau 10, sau 2 zile. Nu-ți spune nimeni să te duci imediat după ce ai pățit necazul sau când apare cearta. Pentru că în perioada aia, da, nu ne funcționează mintea cum trebuie. Vorbește gura fără noi. Dar te calmezi, spune Iisus, până seara. Să nu treacă mânia peste, da, să nu treacă soarele peste mânia voastră. Calmează-te, închide-te în camera ta, roagă-te și lucrurile se rezolvă. Teama de moarte se schimbă în optimism. Deprimarea se schimbă în perspectivă. Toate prin intermediul rugăciunii. Întrebare. Ce s-a întâmplat, obiectiv vorbind, ce s-a întâmplat cu David? S-a schimbat ceva? Probabilitatea să moară a doua zi a fost mai mică în noaptea aia? Nu. Și atunci de unde optimismul ăsta? Haideți să citim Filipeni 4:6, ca să vedem ce e cu rugăciunea în criză. Filipeni 4:6. Spune Biblia așa. Nu vă îngrijorați de nimic, ar putea zice cineva. No, asta e bună. Da? Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri și mulțumiri. Asta știm. Știm pe de rost versetul. Dar uitați-vă care e rezultatul rugăciunii, care nu vine fără răspuns, niciodată. Și, ce urmează după și? Și dintr-o dată Dumnezeu va interveni în mod supranatural și te va vindeca de cancer. Îi va vindeca pe toți cei care au probleme cu inima. Îi va vindeca pe toți cei îmbolnăviți de coronavirus. Nu asta spune. Îți va învia copilul care a murit. Nu asta spune. A făcut genul ăsta de minuni Dumnezeu de câteva ori în existența umanității și mai face. Genul acela de despărțirea Mării Roșii. Dar în general, răspunsul întotdeauna la rugăciune este în versetul 7. Nu este vindecarea de cancer, ci este și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Vă va păzi inimile și gândurile de Hristos. Adică pacea care te ajută să rămâi sănătos mental. Ești pe genunchi și asta pățește David. Probabilitatea să moară nu scade a doua zi. Vă dați seama. Probabilitatea să moară era aceeași.
Dar dintr-o dată pacea lui Dumnezeu se așează peste el și David zice: ce? Nu contează ce se întâmplă a doua zi. Atâta timp cât Dumnezeu e cu mine, nu contează. Și ce zice în Psalmul 13? În finalul Psalmului 13. Cânt Domnului din pricina mântuirii tale. Cu alte cuvinte, nu mă mai tem de moarte, pentru că știu că și după moarte eu mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Asta spune David. Când din pricina mântuirii sau datorită mântuirii pe care mi-o oferă, adică salvării ultime, nu mai contează ce se întâmplă mâine. Doamne, că trăiesc sau nu, dacă știu că Tu ești cu mine, merg înainte și am curaj să înfrunt necazul, moartea sau situația limită, cum am spus în seara aceasta. Când Domnului, căci mi-a făcut bine. Iată ce se întâmplă. Vine memoria. La început zice, în versetul 1, până când mă uiți neîncetat. Încheie, după experiența asta revelatoare, încheie cu cânt Domnului căci mi-a făcut bine. Vă aduceți aminte citatul faimos din Ellen White: cel mai mare pericol în care suntem este să uităm modul în care Dumnezeu ne-a călăuzit. Asta a făcut-se David. În necaz uităm că Dumnezeu ne-a salvat de sute de ori până acum. Și David zice: da, Doamne, mi-ai făcut de atâtea ori bine, de atâtea ori m-ai salvat. Cum am putut să spun? Cum am putut să spun că mă uiți neîncetat? Și dacă e ultima ocazie care mă ajuți și mâine mor, dacă Tu ești cu mine și mântuirea Ta e înainte ochilor mei, nu contează. Nu contează. Ei, doar având această perspectivă, când Domnului datorită mântuirii, doar având această perspectivă, pot să trec peste experiența lui Elie Wiesel. Unde e Dumnezeu acum? De ce nu a intervenit? Nu știu. Oare nu s-a rugat nimeni? Ba, s-a rugat destui, dar n-a intervenit. Nu pot înțelege experiența asta doar prin perspectiva mântuirii. Altă soluție nu am. Poate aveți voi. Știți cum e cu rugăciunea? Cu asta închei. Cu rugăciunea înaintea lui Dumnezeu este ca... Știți că noi folosim vreo 2000 de cuvinte uzual. Omul de rând folosește vreo 2000 de cuvinte. Dacă vorbim de Dumnezeu, Dumnezeu are 2000 de cuvinte numai să vorbească despre particulele subatomice pe care El le-a creat. Mă înțelegeți ce zic? Când Dumnezeu se relevă în Scriptură, se limitează atât de mult în vocabularul nostru ca să ne spună pe limba noastră simplă cum stă treaba cu mântuirea și cu viața. E ca atunci când ai un cățel și știi, are 5 tipuri de lătrături pe care le decodezi. Știi când latră că e furios, știi când latră că e foame, știi când latră că vrei să-l joace cu tine. 5 tipuri de lătrături. Dumnezeu se limitează atât de mult când ne spune Evanghelia, ca și cum noi am încercat, folosind cele 5 tipuri de lătrături pe care le înțelegem de la câine, să-i spunem Evanghelia în 5 tipuri de lătrături. Cam așa este. Așa că rugăciunea noastră e foarte simplistă. Dumnezeu este foarte informat. E ca atunci când, și acum vine ilustrația de încheiere, în anii 90 în România, un tânăr se căsătorește, fac repede un copil și își dă seama că n-au unde să locuiască. Are nevoie de chiria mare, bani puțini, se duce în Occident și muncește în construcții. Și fiindcă în perioada aceea nu exista WhatsApp, nu existau nici măcar telefoane celulare răspândite, erau alea cărămide în mașinile, costa 3-5 mii de dolari unul, era telefonul cu fir foarte scump. Să suni în Occident, în România, costa teribil. Așa că comunicau ca pe vremuri prin scrisori. Prin scrisori parfumate, ca să-ți atingă, da, anumiți centri ai amintirilor, da, mintea, ți-aduce aminte de iubita ta, de iubitul tău. Și comunicau prin scrisori. Abia aștepta să le primească. Și în ziua în care o primea, în seara în care o primea, o și scria înapoi. Și de când în când mergea cu scrisoarea de la serviciu. După ceva vreme, pe vreo 2-3 ani, primește o scrisoare care îl face să plângă de fericire. Fetița lui, care acum avea vreo 3 ani, îi scrie și ea. Dar nu știa să scrie. Știți ce a scris? N-am aici pic și foaie. I-a mâzgălit ceva pe foaie acolo. Da, o formă de om cu un copil în mână. Băi, frate, când a văzut că i-a scris fetița, simbolurile alea însemnau pentru el și te iubesc și mi-e dor de tine și tot ce vreți voi. Se duce la serviciu, da, merge pe șantier cu scrisoarea și o arată mândru tuturor băieților cu care muncește și le spune: băi, mi-a scris fetița, mă! Simbolurile alea, mâzgăliturile alea unei fetițe care nu știe să scrie, însemnau totul. Rugăciunea noastră, dragii mei, este acea mâzgăleală a copilului înaintea lui Dumnezeu. Atât. E informat. Știe că suntem în necaz. Știe că e criză globală. Știe tot. Rugăciunea noastră e o schiță, un desen de om netalentat pus într-un plic și trimis în sus. Și Domnul
Da, o desface și le arată îngerilor. Băi, mi-a scris băiatul meu, mi-a scris fetița. Haideți să folosim această unealtă a rugăciunii care ne poate ajuta să supraviețuim crizelor.